Bună ziua tuturor! Vreau să fac astăzi un video cu privire la schimbarea boxelor timoneriei. Boxele care vin montate pe axul din mijloc. Ieri m-am gândit să le verific, să văd ce e cu ele, pentru că acum câteva luni le-am desfăcut și le-am curățat și le-am gresat și spre surprinderea mea erau pline de noroi și de mizerie și de apă. Intră praf, intră mizerie, intră apă pe sub mașină, nu am scut sub mașină. Și tocmai de asta m-am gândit la o îmbunătățire. Am scos ieri timoneria de pe cuiul ăla, de pe ax. Și astea sunt boxele. Asta e boxa de jos. Nu sunt uzate, nu sunt rupte, nu sunt sparte, dar de fapt nu sunt uzate tare, dar au o zură de 5 sutimi până la o zecime și asta îmi dădea un foarte, foarte, foarte mic joc în schimbător. Și dacă tot am acces, asta e și cea superioară, sunt identice ele de fapt. Dacă tot am acces la strung și la materiale, am zis hai să vorbesc cu colegul meu drăguț să-mi fac niște boxe noi. Asta e și nenorocirea de capac de siguranță, care ați desfăcut o timonerie, cred că vă dați seama că nu e super ușor, e destul de urâtă. Demontat e foarte simplu, doar o împingi în locașul ei, dar de demontat e mai greu. Deci astea sunt noile boxe, sunt făcute din poliamidă. E vorba de un material rezistent la frecări mecanice. La serviciu îl folosim destul de des. Nu i-am mai făcut și chestiile astea aici, pentru că asta e prelucrată la strung. Astea sunt turnate. Pentru economisirea resurselor sunt turnate, nu sunt prelucrate. Noutatea și optimizarea cea mai bună e vorba de capacul ăsta. Capacul ăsta va veni în locul capacului siguranței pe care vi l-am arătat mai devreme. Va fi doar împins în jos și prins prin cele două știfturi filetate. Le voi înfileta în locul, în canalul din gâtul axului, să zic așa, din axul ăla unde ar trebui să intre siguranța și va fi mult mai bun pentru că pe deasupra nu va mai intra nici apă, nici mizerie, nici praf, nici nimic. Din moment ce intră praful, degeaba pui vazelină, pentru că vazelina împreună cu praful într-un mediu de frecare dă o pastă abrazivă, urâtă de tot și îți duce la uzură prematură a pieselor. Deci ăsta pe interior e conform ăsteia. Deci pe interior, pe exterior i-am spus strungarului să-i lase carne mai mare ca să pot face, să poți să-i tai filet metric 5 și să-i bag două știfturi filetate. Acum, eu sunt în mașină, e frumos, pot să vorbesc, nu e niciun fel de problemă. Afară e un vânt nebun. E un vânt nebun, e seară, e după ora 4, e 4 și 26 de minute. Probabil că nu o să mă auziți foarte bine. Am să ies afară și am să deschid capota motorului și să ne uităm un pic cum arată acum. Eu ieri am curățat, ca să nu mai am astăzi de lucru, am curățat axul și interiorul unde o să intre boxele astea. O să folosesc, ca de obicei, în zone cu fricțiune unde avem metal și plastic și mase plastice. Cea mai bună e unsoarea siliconică. E unsoare 100% sintetică, să zic așa, siliconică, nu se dispersează la fel ca unsoarea normală, cea din hidrocarburi, făcută din țiței, din astea, deci e mult mai bună. Și mai ales acum cu capacul, nu o să mai am niciun fel de treabă că se îmbâxește sau se murdărește vazelina proaspătă pusă astăzi cu praf sau cu... Poate pe viitor o să-mi pun și un scut, dar o să-l fac, de fapt, că nu o să dau eu bani pe scut. O să-l fac. Păi, cam atât din mașină. Opresc. Și
Dar de fapt nu mai opresc. Am să, spre rușina mea, am să vă arăt un pic exteriorul mașinii. Sper să nu-l prind prea mult. Cât e de murdară de la noroiul de zilele astea. Bun, ies afară. Vă arăt cum arată timoneria acum și opresc. Și revin după ce am montat, după ce am montat bucșele cu explicațiile necesare. Ok, am revenit. Nu știu cât de bine se aude, dar am să încerc să explic. Deci am poziționat bucșele. Am mutat înapoi timoneria. Astea sunt. Ăsta e axul. Astea sunt bucșele. Nu găsesc o poziție extraordinară. Aici bucșă, aici axul. Urmează să pun capacul. Sper să nu-mi scape din mână, că l-am mis. Ok. Da? Bun. Asta e poziția pe care va fi. Știfturile vor fi strânse și va rămâne așa. După cum se vede, jocul vertical nu există. Asta înseamnă că bucșele sunt la fix. Am schimbat și viteza, am pornit puțin mașina, am schimbat viteza, schimbă perfect. Ok. Aici îmi lipsește cauciucul ăsta, va trebui să-i găsesc un înlocuitor. Bun. Deci după cum se vede, jocuri nu sunt. Bun. Revin imediat cu alte info. Ok. Deci am terminat de montat bucșele, am terminat de montat capacul. Capacul a fost uns și el. Închide bine. N-aș putea spune că e etanș. Dar oricum e închis foarte bine, praf nu mai intră. Am strâns știfturile filetate. S-au strâns bine, am încercat să trag de el în sus, să văd dacă iasă, nu iasă, înseamnă că știfturile intră, le-am măsurat bine distanța și intră exact în canalul de asigurare al axului. Joc vertical nu mai este, placa aia de metal avea un joc vertical, când am, înainte să o schimb, să schimb bucșele. Dacă vreți să vă apucați de chestia asta, sunt doar beneficii, dar la demontare și la montare, ca să nu demontați și să montați toată timoneria, să faceți chestia asta, pur și simplu băgați a patra sau a doua, nu contează, deci o viteză în spate. Pentru că numai așa o să aveți loc să scoateți bucata aia de fier de pe ax. Altceva ce să zic, am fost la cumpărătură, am făcut vreo 5 km, merge perfect, e ok. Nu are joc, după cum vedeți, în față, în spate, nici lateral, nici înainte nu avea cine știe ce, dar oricum, acum sunt sigur de ea. Ce am observat, mă pusesem pe gânduri, pentru că cred că asta era cauza. Chiar dacă aveam ambreiajul apăsat până la podea, la scos din viteză, la oricare viteză, parcă simțeam că agață puțin. Simțeam că agață puțin la scos din viteză. La băgat nu avem niciun fel de problemă. Acum nu mai am asta. Înseamnă că totuși asta a fost o problemă și s-a rezolvat. Să vă arăt și cum intră în viteză. Intră foarte ușor, foarte simplu. Și nu țin piciorul pe ambreiaj. Deci e foarte ușor. Și retur. Ok. Altceva ce să zic. Apucați-vă și voi. E o optimizare foarte bună.
Din nou, vă spun că vazelina și praful nu fac casă bună, formează o pastă abrazivă și roade în bucșe. Bucșele vechi, bucșele originale sunt tot aici și am să le păstrez pentru orice eventualitate, eventual pentru, eu știu, mai fac un set și dacă mai are meșterul meu, dacă mai are poliamidă, să mai facă un set și să le păstrez pentru dimensiuni. Nu au cine știe ce uzură, vedeți aici, două linii, aici probabil că a intrat un bob de nisip și a lucrat până la zgâriat. Bun. Păi ce să vă zic, e deja seară, nu se mai vede cum trebuie, totuși n-am reușit să vă arăt exteriorul mașinii mele cât e de murdar și mă bucur că n-am făcut-o. Mulțumesc pentru vizionare. Aveți grijă de mașini, să aibă și ele grijă de voi. Vă salut, seară faină, ceau!